Îi dau. 3-4 rumnești. În seara asta ne simt bine. Deci vă am achiziționat 6 bucăți, dintre care o să rămân doar cu vulturile original. 5 bucăți le trimite, deci frate. Are-i fermă, mă, e clară treaba, am mâncat. Bă, mai trebuie un trădafii, românași! Trimitem vulturi în țară, oriunde, din Europa, care îi dă un vulturi la joc. Și am îi dă un vulturi, să pui și tu vulturile astea. Dacă aici e fermă și asta, deci are lapte, are brânză, are omul tot ce trebuie. Deci stai că are și chestia cu laptate și mai departe, ouă și ce mai are. Deci brânză, unul la mână, cărniță, acolo, stai cu mini paște la cuși. Urba, nu paște, vine Crăciunul. Ba, mă vezi că vine Crăciunul, s-a să vinzi porcii aia bornavi, să mă acum de Crăciun. Bine, la ori doi. Deci orice pun se pune drumul ăla, deci am mers, nu uităm treaba. Vă mai pun și eu un cufăr. Vă mai punem aici un cufă, dragii mei românași, punem un mic de 16, bine, de 20, bine, ca să na, pun mai mult. Că n-am scos nici cufă, să mă sunt în minus. Care îmi dă un vulturi la joc, îl trimit cadou, în țară, oriunde, în țară, în Europa. Avem băieți care fac cursii. Trimite fratele vostru vulturile direct, cu numele meu pe el, cu tot ce trebuie. Nu te înțelegi. A, stați așa că îl dăm pe mute, pe fratele nostru. Deci care îmi dă un vulturi la joc, primește, am luat 6 bucăți. Am avut eu o combinație bună cu cineva, 6 bucăți. Deci care sunt originali, sunt foarte grei, cred că au jumătate de metru înălțime și cam 5 kg bucata. Trimit în țară, oriunde, din Europa, trimit vulturile la adresă. Să trimiți un leș. Păi da, frate, dar trebuie să-mi dai vulturile aici la joc. Am văzut că este vulturul. E 20.000 de puncte. 20.000 de puncte. Care îmi dă vulturul, primește vulturul. I-am dat drumul la filmare, fraților. Se filmează, se postează și care nu a primit vulturul și nu trimite asta, mă fac eu de rușine, ce dracu. Trebuie să fac postare cu primi vulturul. Vultur original, comunitatea vulturilor. Deci doar ăștia, ei mei și ce trebuie, o să aibă, garantat o să aibă. Frate, nu sunt monei. Și ea, frate, monei. Băi, Moșalăv. A, băi, frate. Te las, frate, că mai stau un... Bravo, frate. Dacă ești... Mă veri, vezi că vii mâine la Vaspul, poate pleci înapoi la Londra. Mă veri. Vaspul e ca la București, să-ți dai de mâncare, de băut. La noi pleci și futut și bătut. Ia uite. Ia să vedem ce avem noi aici. Da, păi nu prea are semnal pe asta. A fost pe la Galați? Nu, frate, n-am fost la Galați. Un milion. Ora afară, că am dat din greșeală, te rog eu, știi, intru după asta, îți dau follow. Ha? My friend. Yeah. Cum zici, de unde ești? Hold on. Yes, of course, follow me, brother. I'm making sure, man, I'm about to bounce your ass about this, man. Let's go. Romania. Yo, we free Palestine, man, we free Palestine till it's backwards, you man, see what I'm saying? Man, where are you from, man? I'm from Texas. I'm from the States. Texas? La 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 la. Hi, wait for me. Hi. Texas-ul cu România, vulturii. What's that? What's that bird? Vultur. What it symbolize? Băi, cum zice la vultur în engleză, fraților? What? Mafia, brother. Mafia? He's from Armenia, I think. Are you Armenian? Where you from?
Iagre, Iagre, brother, Iagre. Iagre? Iagre, Iagre, Iagre. I looked that one up. I don't know what you're talking about. Și aia m-am dat ce repede vorbesc cu unul. Iagre. 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 Oh, Uruguay. Okay, 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 okay. Okay. Eagle, eagle, brother, eagle. Yeah, the eagle. Yeah, so, eagle. Hey, yeah, that has a symbolism to your country. It's country, it's country. Ce? Yeah, yeah, simbolul mafia romanish symbol. Ah, it's a mafia symbol. Mafia Moshailov. Mafia Moshailov. Hold on, put it back up, put it back up. I'm gonna lift it one up. One moment, please. M-O-S, M-O-S. Google, Moshailov, yeah, Google. To Google is here, yeah. Esto, brother. Big deal. Moshailov. Bro, this you right here, this you. Moshailov. Hai, bag acolo să vezi, România. Mafia. Caguli. Hey, y'all tell me in the comment section. Is Russia got Muslim populations? Populations. Is Russia cool? Look it up. No, Cirus, direct Romania. Direct Romanian. Romania, about to say, man, you giving me some real Russian vibes, look, man. Mafia, look, mafia. Look. Like the mob? Mafia. The mafia, like the mafia, like y'all be doing shit, bro. What you talk about, man? When you say mafia to me as an American, yo, I hear, mafia, I think of gangster shit. I think of the mafia. Gangster, Godfather. I think of Italian mobs. Godfather, look, mafia. Stai așa că ți mai arăt. Look, stai așa o leac, să dau depozit, că nu prea le găsesc. Ok. They with the shits, I guess. I don't know what to say. I'm not sure what to say to this one. He's playing, got the jokes. Why are you joking on me, man? Hey, how you say it? Masalov? Masalov? Masalov, yeah, Masalov. Masalov. Mafia. Masalov. All is good, mafia. And the mafia, man. And you know the Israel got the best mafia though. Israel, they a mafia too. You know what I'm saying? The mafia, yeah. Israel. Yeah, it's here. Money. Hey, that's money. Romania. What they say? Where you at in here? It's here. Money. Banca. Rapinir. Go. Strada. Să nu mă vadă nimeni. Am mers pe o parte, pe mijloc. Yeah, man. I need the mafia in the village. I'm gone. I don't want these. The mafia don't tell me. No, look. Who's that? Mafia English. Look. Call me my brother Schmecker. Understand? Pula mea, yeah, I'm gonna drop him, man. I'm about to. We got 40 seconds left, y'all. Then we getting back to our regular scheduled program, man. Wanted to, you know what I'm saying? Shout out. I'm really curious though. I'm sure because Russia hella like diverse too. So it's like some Muslim populations. And I'm about to see Russia Muslims. I don't know why I'm thinking of this right now, but you know, yeah, Islam is in Russia. It's a minority religion. Mafia, scrie acolo, mafia. Șmecher. Egal, șmecher. Băi, vulturii mei. Hai că nu prea știu engleză. Not Russia, Romanian. I don't know why. Listen, though. I know he said, listen, I don't know why. I think I looked up his name, and his name gave me, like, Russian vibes. You see what I'm saying? But now I'm starting to put together more of this international relationship, though, right? Peep game. They say Russia has the largest Muslim population in Europe. No, Russia is trying to, you know what I'm saying, back up, you feel me, Palestine. And Russia is saying, like, nah, we ain't got time to rocking with these Israelis, you know what I'm saying? N-ați dat nimic să-mi bap, nimic.